Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a inițiat un proiect la legea educației. Mâine, instituția de învățământ va organiza conferința științifică Educația în fața marilor provocări, reuniune în cadrul căreia vor avea loc o serie de dezbateri cu privire la actuala legea educației și modificările care ar urma să fie făcute în învățământul românesc, dacă legea va fi promulgată. Președintele Senatului UCB, Adrian Gorun, se află printre profesorii care au lucrat la acest proiect al educației. În acest sens, Gorun a realizat de-a lungul anilor o vastă documentare și a scris mai multe volume care tratează problemele învățământului românesc din ultimele decenii. Nu vreau să rămână doar un proiect zonal, ci îl lansăm în așa fel. Am făcut-o printr-o televiziune în plan național, mă rog, am stârnit interesul deocamdată. El e cunoscut acum, la nivelul Federațiilor Sindicale din învățământ, la toate. Este cunoscut la nivelul ministerului. Proiectul propus de UCB Târgu Jiu la legea educației reprezintă o muncă asiduă a unei echipe pe parcursul a 2 ani. Președintele Senatului, domnul profesor Adrian Gorun, împreună cu un colectiv de specialiști din superior, dar și din învățământul non-universitar, au elaborat un proiect de legea educației naționale, un proiect cu o arhitectură total diferită de arhitectura legii numărul 1 pe 2011, lege care în prezent reglementează domeniul educației. Mâine, 5 iunie, va avea loc o reuniune în care se va dezbate proiectul inițiat de UCB Târgu Jiu, aici urmând a fi prezenți profesorul universitar Andrei Marga, fost ministru de externe al României, dar și profesorul universitar Constantin Brătianu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și mai multe volume scrise de președintele Senatului Adrian Gorun, principalul subiect tratat în aceste cărți fiind de asemenea educația.